Tesaloniceni, capitolul 3. Hai să dăm citire tot capitolul. Pagina Bibliei 1163. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să răspândească, să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi avem încredere în Domnul, că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui între voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemn pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-avem niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta e semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Capitolul 3 este o urmare firească și o consecință a învățăturilor din capitolele 1 și 2, în care Apostolul Pavel lămurește foarte multe lucruri cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar în capitolul 2 spune, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă. Și spune, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Și sigur, apoi Apostolul Pavel derulează o serie de evenimente care au să vină. Aici Dumnezeu vorbește despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos și modul cum trebuie ca să îl așteptăm noi. Și lucrul cel mai important și promisiunea Lui și noi sărbătorim și ne aducem aminte în fiecare duminică, este că Domnul Hristos va veni într-o zi ca să îi ia pe ai Săi. Într-un cuvânt, ca să ne răpească pe norii cerului. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și în 1 Corinteni, capitolul 15, lămurește aceste lucruri. Vorbește despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel ne spune cum să îl așteptăm. E bine, capitolul 3 ne arată că cum îl așteptau unii sau cum să nu îl așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt aplicații practice și Pavel a pus accentul. O învățătură corectă conduce la o viață corectă. O doctrină sănătoasă, o învățătură sănătoasă, ancorată,
în Domnul nostru Iisus Hristos conduce la o viață sănătoasă. Am văzut de multe ori oameni sinceri, dar care nu aveau învățături sănătoase și îi conduceau la principii și idei greșite. Aici Apostolul Pavel vorbește despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos și el face această distinție între prima venire la ai săi, când Domnul Hristos va veni ca să răpească biserica, și răpirea este așteptarea mea personală, este așteptare colectivă, biserica așteaptă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ce aștepți? Aștept pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi avem a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, când Domnul Hristos vine cu biserica pe pământ ca să instaureze împărăția de 1000 de ani. Sigur că în această perioadă, între cele două intervale, între prima venire și a doua venire, are loc necazul cel mare, în care oamenii vor trece prin niște chinuri groaznice și încercări cum n-au mai fost și nu se vor mai întâmpla. Și de aceea, spune Apostolul Pavel, nimeni să nu vă amăgească. Prin epistole, prin scrisori, prin mintea voastră, prin tulburați de duhuri, nu cum erau galateni. Chiar dacă vreun înger din cer ar veni și v-ar spune că este o Evanghelie, să nu credeți. Și tesalonicenii nu aveau această, făceau această distinție și erau mulți, spuneau că a venit ziua Domnului, Domnul Hristos este pe pământ și sigur că ei trăiau în neorânduială. Și spune că ziua Domnului nu va veni înainte ca să întâmple, spune, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și a fi descoperit omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și el spune, nu vă aduceți aminte, nu v-am mai spus lucrurile astea. Vă le repet și de aceea anumite lucruri e bine să le avem foarte bine fundamentate. În versetul 1, capitolul 3, Apostolul Pavel începe, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi. Și totdeauna așa este bine să te rogi pentru toți cei aleși în fruntea bisericilor, în lucrări, pentru cei înălțați în dregătorii și spune, rugați-vă. De ce? Pentru că lucrarea Domnului, spune cuvântul Domnului, să răspândească și să fie proslăvit cum este la voi. Și este bine ca să ne rugăm pentru toți cei care lucrează pentru înaintarea Evangheliei. Și aceasta trebuie să fie o prioritate în rugăciunile noastre, vestirea Evangheliei. În primul rând și pentru noi să fim mărturii vii și să le spunem oamenilor Evanghelia. În primul rând prin viața și trăirea noastră și sigur și prin cuvinte. Și un alt motiv de rugăciune, așa cum știm cu toții, în general și oamenii evlavioși și credincioși trec prin încercări. Apostolul Pavel a avut două tipuri de dușmani înrăiți, am putea spune, și cei mai periculoși erau cei din oamenii, spune, nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Sunt oameni nechipzuiți, adică nu au chipzuință în ceea ce fac. Să pomenesc că vorbesc în timpul adunărilor, putem să-i vedem și noi, țipă și, mă rog, fac lucruri, tulbură adunarea. Și de multe ori cei ce vestesc și noi ca și copii, totdeauna suntem încercați, nu? Poate cele mai multe încercări poți să le ai din familie, nu poți să le ai din biserică,
ești lovit neîncercat. De ce? Pentru că este o tactică a celui rău ca să te facă să cazi de oboseală. Da, am obosit, renunț și sigur atunci te și lasă în pace. Și spune, primul rând, ca cuvânt, să rugați-vă cuvântul Domnului să fie vestit și al doilea, să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți. Un om nechipzuit nu are absolut, nu respectă nicio regulă. Nu ține cont de nimic, de niciun sfat și, sigur, oamenii răi. Îi cunoaștem, unii parcă sunt plini de vin, venin, istorci și iese numai venin din ei. Și, sigur, din aceștia se pot găsi și în casa Domnului, spune, nu toți au credința. Și Domnul să ne ajute ca să avem credință, să fim oameni chipzuiți și plini de bunătatea lui Dumnezeu. Numai că Pavel spune, credincios este Domnul. El vă va întări și El vă va păzi de cel rău. Domnul este credincios și El spune, vedeți, o să fiți încercați de oameni nechipzuiți, oameni răi, dar Domnul este credincios și El vă va întări și vedem că cine este în spatele tuturor atacurilor. Noi de multe ori vedem oameni. Așa este, vedem oameni. Numai că în spatele atacurilor celui rău, în spatele atacurilor este cel rău. Cel rău are această tactică și vrea ca să ne obosească, să nu mai vestim Evanghelia. Și Domnul Apostolul Pavel spune cu privire la voi, eu am această încredere că în Domnul că face și veți face ce vă poruncim. Este foarte important și în lucrarea lui Dumnezeu este importantă ascultarea. Nu, ca și în familie și peste tot. Nu neapărat în sensul că cineva poruncește cu stăpânire și ceilalți le ascult, ci ascultarea în dragoste, ascultarea în credincioșie. Așa, pentru că avem unitate și viziune în credință. Și tot pe o rugăciune a lui Pavel spune, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu. Este un demn și pentru noi, Domnul să ne îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdare în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este un îndemn extraordinar ca Dumnezeu să ne îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și mai ales să fim răbdători în Domnul nostru Iisus Hristos. Nu spune cuvântul, fiți răbdători. Spune răbdători în Domnul Hristos. Răbdarea în firea noastră pământească, sigur că are limite. Dar răbdarea în Domnul Hristos este nelimitată. Versetul 6 spune, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, dă această poruncă apostolul Pavel să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. De multe ori, foarte mulți își justifică, pune Bogdan în versetul 6, își justifică lipsa de dragoste folosind acest verset și găsim și mai jos. Versetul 14 spune, și dacă nu ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-l să nu aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Numai că, vedeți, inima lui Dumnezeu este plină de dragoste și inima apostolului Pavel este plină de dragoste. Pentru că versetul 15 spune să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Spune ca să-i fie rușine. Deci problema se pune ca să nu-l implici.
pe oamenii care trăiesc în neorânduială, pentru că ei produc mai departe neorânduială. Este ca cartoful stricat într-o grămadă de cartofi, strică toată oasea. Soția îmi spunea că dacă pui un ou stricat într-o omletă, vă dați seama că o strică toată. Și aici Apostolul Pavel spune, vă poruncim. Este o poruncă. În primul rând, în ce constă depărtarea aceasta? Depărtarea înseamnă să nu-l mai implici în lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el, trăind în neorânduială, spune și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Neorânduiala în viața noastră pornește în primul rând de la principii nebiblice. Pentru că un principiu sănătos, dacă îl aplici în viața ta, nu are cum să producă neorânduială. Și de multe ori chiar și noi ne luptăm cu lucrurile acestea. Și avertizmentul pentru cei dintre și pentru noi, Domnul Hristos a spus, voi fiți gata, mijlocul încins, făclile aprinse, să fiți ca niște oameni care își așteaptă stăpânul, fiecare vine la prima strage, la a doua sau la a treia, voi să fiți gata să-l întâmpinați. Și multe pilde a spus Domnul Hristos, veghească-ți, nu știți nici ziua, nici ceasul când va veni fiul omului. Aici privirea este îndreptată la răpire, numai că oamenii aceștia spuneau că a venit ziua Domnului, a venit Domnul Iisus, este între mijlocul noi și vom vedea, pentru că ei produceau neorânduială. Nu, cum spun frații noștri, produceau sminteneală în rândul credincioșilor. Și de multe ori ați văzut un exemplu negativ și într-o biserică produce, dacă unul s-apucă să strige, ceilalți, pentru că dacă toți pot să își permită. Și depărtarea, spune, depărtează-te de unul care produce neorânduială. Dar e o depărtare, stai aproape de el și vezi, scopul nostru este ca să-l îndrumăm către Dumnezeu. Și spune, voi ieșiți-vă și noi și eu știm ce trebuie să facem ca să-l urmăm pe Domnul Hristos. Și Apostolul Pavel se dă exemplu. El, cel mai bun teologie este exemplu personal. Nu poți să-i spui la un om, trăiește curat dacă tu trăiești în neorânduială. Și face, noi nu am trăit în neorânduială între voi. De fapt, ce se întâmplase aici? Vedeți, spuneam că o învățătură greșită conduce la o viață greșită. Oamenii aceștia spuneau că a venit Domnul Hristos, așa, a venit ziua Domnului și Apostolul Pavel le spune, ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și a fi descoperit omul pierzării, fiul fără de legii, omul fără de legii. Și spune, noi n-am mâncat și se dă iar exemplu personal. Ce făceau oamenii aceștia? Spuneau că da, nu mai muncim. Și stăteau, pe, în primul rând, pe spinarea familiilor, pe spinarea comunităților. Domnul Hristos spune, pe acestea să le faceți întâi, adică ce ține de lucrarea lui Dumnezeu și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Am pus la țară, am pus niște plante și, sigur, au venit ploile și erau năpădite de bureni. Acum nu știu dacă fac mare recoltă, dar de rușine m-am dus, am stat o zi întreagă în soare și am jumulit fir cu fir. Și chiar și aici am putea să lăsăm iarba prin curte să crească, să vadă neorânduială. Ce cred vecinii dacă vede neorânduială? În primul rând între noi, în lucrurile care sunt în jurul nostru. Și Apostolul Pavel spune, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenind, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Spune, nu că n-aș fi avut dreptul. Pentru că el avea o mai mare eficiență să vestească Evanghelia, dar Pavel n-a vrut să fie, în primul rând, cum spune, n-am stat în neorânduială între voi. Și sigur că mărturia creștină începe din viața de familie, nu? La locul de muncă,
în biserică și peste tot. Și neorânduiala vieții, te întrebi uneori, dar de ce, ce s-a întâmplat cu, uite, s-au depărtat de Dumnezeu, sau ce s-a întâmplat? Pentru că asta încep cu lucruri mici. Azi lipsești, lipsești și duminica viitoare și pe urmă și o lași așa pe tânzeală, Domnul este bun, Domnul întârzie împlinirea făgăduinței Lui și dintr-o dată te pomenești că te-ai depărtat prea mult. Și vine și diavolul și spune, lasă, că mai e loc, e har destul. Și te pomenești că în practică ai ajuns într-o situație fără ieșire. Întotdeauna există întoarcere. Depărtarea, Imperiul Roman spunea cineva că n-a căzut într-o zi. E adevărat că barbarii erau la porți și l-au cucerit într-o zi, dar decăderea lui a început cu mult înainte. Așa. În primul rând au decăzut viața creștină, moravurile, viața de familie și tot așa. Lumea care o vedem noi în ziua de astăzi, o să auzim într-o zi că a căzut, s-a dezintegrat. Dar dezintegrarea, vedeți că a început din zilele noastre. Și ea decade din ce în ce mai mult. Și spune, nu am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenind, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Un principiu pe care Apostolul Pavel l-a dat și a spus, eu n-am trăit în nerândeală între voi. Când eram la voi, vă spuneam, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Sigur, aici nu era vorba de oameni cu probleme care, sigur, uneori vrei să muncești, spune înapoi, vreau să fac și eu ceva, așa, cărat ceva, o mână, cât putea. E cerea ceva, pentru mine a fost extraordinar. Nu pentru că, cine știe, aveam multă treabă, dar ideea că vrei să faci ceva pentru casa Domnului, pentru lucrare, este lucru cel mai important și Dumnezeu apreciază, în primul rând, intenția. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Și Apostolul Pavel spune, îndemn pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Ia și lucrează, duceți-i la munte și de-aia spune comunităților, dați-le voi un exemplu. Așa, nu trebuie să te duci să-i hrănești, să-i le încurajezi în neorânduiala lor. Depărtează de ei, dar stai aproape ca să-l ajuți dacă își cere ajutorul. Dacă el continuă, nu ai ce să-l faci. Și de-aia spune să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate, dacă vrea ca să primească. Și ultimele trei versete sunt fantastice. Sunt niște urări. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.